Proiectul traseu Eurovelo 6 Mehedinți-Dolj-Olt a fost aprobat în cadrul ședinței extraordinare inițiate de Consiliul Județean Mehedinți. Astfel, unitățile administrativ-teritoriale din cele trei județe vor deveni partenere în implementarea acestui proiect finanțat de Planul Național de Redresare și Reziliență. Traseul cicloturistic ar urma să aibă 218 km pe raza județului Mehedinți, din care 126 de km terestru și 92 de km pe apă. Comunele Salcia, Vrata, Gârla Mare, Prisol, Gruia, Gogo, Goșu, Burila Mare, Devesel și Hinova sunt doar câteva dintre localitățile care vor beneficia de traseul cicloturistic. De asemenea, pe listă se regăsesc și municipiile Drobeta, Turnu Severin și Orșova. Implementarea unui asemenea proiect ar duce la creșterea coeziunii sociale, economice și teritoriale și crearea de noi locuri de muncă, în special în mediul rural, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Radin Georgescu.